Neața, bună dimineața! Când amintești de Gavrilă Tuchiluș din județul Galați, fermierii, mai ales cei experimentați, știu bine despre cine este vorba. Pe cei tineri o să-i las să-l descopere, dar mai ales să învețe, pentru că au ce! Mergem imediat la Agrimat Matca, o fermă mixtă cu 5.000 de hectare cultură mare și 1.570 de vaci de lapte. O adevărată uzină de lapte care își are rădăcinile la firul ierbii, de acolo de unde vin furajele, pentru ca doamna vacă, așa cum este numită fiecare mică fabrică de lapte Holstein, să aibă un regim de viață îndestulător și potrivit pentru a produce în medie 34 de litri de lapte pe zi. Aici s-a investit constant și nu doar atât. Se pune preț pe fiecare verigă afacerii, pentru a optimiza cât mai bine toți parametrii. Aici suntem în locația veche a fermei, în care avem grajdurile vechi, populate cu viței și cu tineret. La sectorul zootehnic avem ferma de vaci de rasa Holstein, cu un efectiv total astăzi de 1570 de capete, din care 660 la mulți. Producția astăzi de lapte este de 34 de litri, da? O producție care e un prag economic care am zis să-l menținem, dar tendința este la 36 de litri, să ajungem numai mult, pentru că menținând o producție, am spus, pragul economic, cheltuiala să ne recuperăm și, sigur, foarte important, sănătatea vacii, durata de viață și randamentul pe care îl dă ea. Aici avem celulele de siloz, silozul de porumb, silozul de semifonul de lucernă, semifonul de triticale, da? În dreapta, dacă vă uitați, avem viitorul fermei, da? Asta e viitorul fermei și de aici trebuie să... Nu numai vaca cu lapte ne interesează, foarte important că ne ocupăm de viitorul fermei. Viței. Sigur că noi asta când vorbim am făcut în jur de 1200 de tone semifon de lucernă, care este magazinat aici, semifonul de triticale. Suntem în zona în care dejecțiile din canalul magistral din fermă vin prin... cu ajutorul pompelor, în laguna asta de aici, intră stația de sortare, partea solidă rămâne aici și partea lichidă merge în laguna de dejecții brute. În dreapta avem o lagună pentru apă, apele pluviale le adunăm aici și ce surplusul din puțurile furate care ne rămâne vine aici. Le diluăm și dăm în zona limitrofă unde avem un pivot care la o singură rotație irigă 86 de hectare. Am pus porumb, am avut triticale, am făcut 40 de tone de masă verde la hectar, l-am luat la umiditate de 60%, avem vreo 1700 de tone de semifund de foarte bună calitate. Atunci când o să facem analiza, dacă ați văzut, nutriționistul nostru Cristian era pe siloz, dar și luăm probe, că la unul de zile putem să intrăm cu el în furajare, datorită faptului că am pus niște bacterii care accelerează fermentația. Că atunci când faci semifund și siloz în general, trebuie să respecti trei reguli de bază. 1. Viteza de recoltare, viteza de transport și viteza de tasare trebuie să fie corelate. Dacă nu facem totul matematic, calitatea lui nu este bună. Trebuie să avem compactare foarte bună, să scoatem aerul ca să avem o fermentație uniformă, o fermentație lactică, pentru că dacă nu se acidifiază și creăm greutăți mari în abdomenul vacii și nu, rezultatele nu sunt acele care ne dorim. Foarte important. Fermentația, ca să o primim, să avem siguranță, folosim niște bacterii foarte bune să contribuie la o fermentare de care ne dorim. Îl acoperim. Desilozul nostru stă ca într-o pungă din aia ermetic, vidată. Vidată. Punem folie și în stânga și în dreapta de desubt, am pus, după aceea venim cu altă folie care protejează eliberarea de oxigen, plasă, săculeț și acolo stă până când mâncăm. Totul este automat. Automat senzorul pornește și ne dă, aduce dejecțiile aici, din lagună, pobile care sunt acolo automatizate. În momentul când avem nivelul de apă, da, pivotul pornește singur, pivotul este dirijat de inginerul șef prin telefon. Asta ne dorim, să avem 5-6 pivoți la 300 de hectare și atunci nu mai lucrăm. Nu mi-aș dori să nu mai lucrez 5.000 de hectare, aș vrea 2.000-2.500 de hectare, dar cu productivitate cât facem acum pe 5.000 de hectare. Știm și noi să facem în 39 de ani de agricultură până anul trecut, de 3 ori am făcut 10 tone de pământ la hectare.
Restul producției 4.500-5.000, care nu mai putem discuta. Deci asta trebuie să discutăm ca să fie rentabil de 6 tone jumătate de grup pe hectar, 8-9 tone de porumb la hectar și 4 tone de floare. De asta numai cu apa. Factorul limitativ în zona noastră este factorul apă. Dacă apa nu ne vine la timp, pentru că știm că în creșterea și dezvoltarea unei ființe, da, că planta este o ființă, sunt faze critice, ca și la om. Dacă nu ai cei 7 ani de acasă, degeaba faci facultate. Să nu credeți că toate au răsărit din pământ. E vorba de ani buni, de muncă și investiții, aproape o viață de om, de om căruia Dumnezeu i-a dat, judecând după tot ce s-a realizat aici, dar i-a și luat, gândind prin câtă suferință trece cineva rămas fără soție și copil. Nepotul, angajații, animalele, ferma și întreaga afacere reprezintă azi reperul, motivația și satisfacția pentru care în fiecare dimineață acest om ridică capul de pe pernă. Dar îl las pe domnul Tuchiluș să vă spună cum i-a fost și ce a făcut în cei 40 de ani ca fermier. Sigur că 40 de ani de agricultură înseamnă o viață, dar agricultura întotdeauna a fost o provocare, pentru că fiecare an este diferit unul de altul și suntem la, să spun așa, la mâna Domnului. Natura este cea care influențează foarte, foarte mult, mai ales în sectorul vegetal, producția pe unitatea de suprafață. Ce pot să spun? Am terminat facultatea în 1981, am fost repartizat la un fost IAS. Imediat după repartizare am luat o fermă de 1280 de hectare. Și să zic așa, după stagiatură, dar n-am făcut stagiatură, la aproape 27 de ani am devenit inginer șef. Sigur, este o provocare, pentru că și atunci și acum cei care lucrează în agricultură trebuie să fie foarte bine informați și să ia măsurile atunci când trebuie. Pentru că, Patricia, agricultura se face când trebuie, nu când vrei. Categorie. Și sigur că ce s-a pierdut s-a dus, nu sigur, se mai atunci până în 90 am lucrat sub un regim centralizat, dar în unitățile de stat dotarea era la ea acasă și sigur și cu ceea ce ne gândeam noi să facem la unitățile care eram, aveam o unitate complexă cu sectorul zootehnic, viticultură și cultură mare pe niște dealuri în jur, la nord de dealurile Bujorului, n-a fost ușor. Era foarte greu pentru că cea mai mare problemă era atunci când era repartiția de motorină. Pentru că n-aveam motorină la timp, lucrurile se făceau mult, mult mai târziu și de aici toate deficiențele curgeau. Care credeți că au fost șansele dumneavoastră în viață așa, și momentele de cotitură? Tot timpul m-am implicat, am vrut mai mult, am vrut tot timpul nou. Și toate provocările astea m-au făcut să mă țin în priză. Și dar ați fost genul de tânăr care a avut ambiția aia să fie primul? Sigur, eu sunt vărsător și știm ce înseamnă vărsătorii. Pentru mai că mai e vărsător, știu ce înseamnă vărsător. Întotdeauna am vrut să fiu primul, dar nu singur, cu o echipă. Și dacă nu lucrezi în echipă, rezultatele nu sunt pe măsură. Când ați început activitatea asta de antreprenoriat? Când ați luat-o pe cont propriu? Deci în 1990, când am ajuns la această unitate, era tot de stat. În 2001 s-a făcut privatizarea. N-a fost atât de ușor. Privatizarea am făcut-o prin pas cu oamenii, nu m-am dezis. Sigur, fiecare a contribuit. A fost o privatizare... Dar ce ați preluat la momentul respectiv? Ca să ajungem la B. Dacă ar fi să iau acum, să mai fac ceea ce am făcut în 2001, atunci am cumpărat niște active de la stat care pur și simplu nu valorau mare lucru. Dar trebuia să facem lucrul ăsta pentru că altfel... Dacă imaginea așa, cum arătau grajduri, mai ce pot să spun? Suprafața era aproape la fel ca virgulă comasare. Aveam și livadă. În 1991 am pus și 100 de hectare de viță de vie, dar eram împărțiți în ferme, aveam 11 ferme. Dar suprafața totală? Suprafața era mai mică ca acum. Aveam aproape 5.000 de hectare lucrăm. Când a apărut legea arende, am arendat pământul, dar terenul fiind proprietatea oamenilor, noi am respectat. Ne-a respectat partenerul, proprietarul de pământ. Prin ce l-am respectat?
să-i dăm o cantitate care trebuie pe unitate de suprafață, la timp și de calitate, sau o sumă de bani. Sau și cât aveți în proprietate, cât aveți în arendă? Din total suprafață, să spun că am 25% suprafața este deținută de acționar, că nu sunt singur acționar aici, da? Câți acționari sunt? 4. 4. Da. 4. Deci lucrați la momentul ăsta 5.000 de hectare. Da. Aveți câte animale? Avem 1.500 de animale 1.500? Total, din care 650 de vaci la mulți. Da. Holstein, numai vaci de lapte. Holstein. Atunci, în 1990, erau tractoarele 650, utilaje care cu alea am făcut și am lucrat. Dar odată, prin 1996, când au apărut primele tractoare, primele combine care au intrat, am fost pionierii care am luat tractoare aduse de multinaționale de afară și prin încet, încet, cu riscurile de rigoare, ne-am dotat și având utilaje performante, am putut să reducem, am crescut, dar am redus cheltuielile. Uh-huh. Am făcut reorganizarea societății și din 11 ferme a rămas doar ferma zootehnică, ferma de vie și livada, restul tot vegetalul am făcut un tot unitar și comanda a fost de la centru, în care toate materialele care concurau pentru obținerea producției plecau de centralizare la magazia centrală și toate sunt dirijate de inginerul șef, inginerul mecanic și lucrăm și acum avem acoperire peste tot ca lucrarea să fie efectuată la timp. În zootehnie, grajdurile sunt cele vechi care o să le vedeți. Producția de lapte era 6,7 pe cap de vacă. Foarte nu pot mică. Foarte mică era, deși potențial exista, dar politica statului a fost ca să fie multe și producția, nu pot să spun. Deși ferma a fost fermă de elită, este fermă de elită, pot să spun, ferma de la Agrimat și ferma al domnului Petcu. Din astea, cred că sunt singurele care au rămas după 90, sunt ferme care, înainte de 90 și după, vindem genetică. De 30 de ani când sunt aici, n-am cumpărat un animal din afară. Bun, și genetica de unde v-ați luat-o? Nucleul de deci, unde a fost adus? Până în 2004, când a venit multinaționale și în speță o firmă din Statele Unite cu genetică, luam de la Semtestul Balotești, da? Uh-huh. Cei mai performanți tauri care erau la vremea respectivă în România și eu știu colaborarea care avea Anarzu de astăzi cu firmele din... Dar de acolo ne aprovizionam. Aveam și noi la rândul nostru, aveam mame de tauri, luam tăurași și se duceau și să difuzam materialul seminal în toată țara unde era nevoie. Bun, și din acel nucleu v-ați crescut? Noi am lucrat pe nucleul care a fost, efectiv. Da, am fost selecție la sânge, am lucrat pe nucleul ăla pentru că am avut pe ce să lucrăm, am avut niște oameni până când au apărut potrivirea perechilor pe calculator, taurie și așa mai departe, cu creionul și avem pe suport de hârtie de la origine, din 1972, de când au luat ființă această fermă, până al zi acum avem PSD-ul, toate informațiile în calculator și încet, încet am putut să progresăm. Am investit în oameni prin instruirea lor, prin trimiterea lor atât în țară, în Europa și în Statele Unite. Am văzut ce e acolo, am trimis șeful de fermă, am trimis medicul veterinar, tehnicienii au fost în Europa mai aproape, plus că noi am avut în cadrul societății foarte multe traininguri cu firme de nutriție, de genetică, managementul resurselor mari e foarte important și tipicul problemei. Deci oamenii vin să pregătesc când pleacă, când vin să-și fac dușul, cu hainele de casă rămân aici, trebuie să mai îmbunătățesc chiar de am venit, să încalță și ia echipamentul simt de sala de mus. Câte ore lucrați pe zi? Cum vă începeți activitatea? Da, prin jumătate. Plecăm de acasă. Unde locuiți? La ce distanță de aici? 7 km. Așa, plecați la 3 jumate și ce faceți? Muncim. La ce oră începeți muncă? 4:40. Bun, și o tură e de la 4 până la 6. Până la 6:30. Da. Așa, și următoarea tură începe la... Acum începem la 11:30. Da, și terminați? Da, pentru ore 1:30. Și care este munca dumneavoastră, practic? Ce trebuie să faceți? Test dezinfectat, după mulți, iar dezinfectat este o soluție care se dă după mulți pentru sigilarea... Dezinfectarea țânțelor, curățenie. După aia punem aparatele, în timpul ăsta 3
un minut și 30 secunde sâmbenează vaca până își dă drumul la lapte, după aia o ștergem, după aia o punem aparatul sus, cu doar aparatul singur, pe automat, după aia o dezinfectăm, așteptăm să se dezinfecte și dăm. Cât durează operațiunea asta de... O operațiune la o dură durează un sfert de oră, 5 de minute de... Depinde face. Sunt pași care sunt mult mai rești. Așa, și după aia, în restul timpului, ce faceți? Oftim? Oftim. Suntem pe pauză. Sunteți pe pauză. Sunt trei mulțuri. Dimineața, la prânz și seara. Sigur că dimineața producția este mai mare și la timpul mediu de mânz trebuie să fie 4 minute jumătate. Funcție de producție de lapte, da, poate dura, dar nu mai mult de 4 minute jumătate. Este un protocol care băieții știu foarte bine de la punerea aparatului pe ugerul vacii, pentru că atunci când am atins vaca, deja este o hormonă, o oxitocină și a dat drumul la lapte. Da. I-a dat drumul la lapte, nu dacă... știu ce am atins-o, de când, de când lucrați în fermă? În ferma asta aici muncesc de 2 ani. Acum fac 2 ani, pe 8 și fac 2 ani. Și nu vă plictisiți să faceți același lucru fiecare zi? Niciodată. Serios? El e mai veche, brasă. Eu am 20 de ani de experiență în chestia asta. Da. Dar își... Și vă place? Ce faceți? Am lucrat în Italia. Ce diferență? Foarte mult? A, ia ziceți cum e în Italia, cum e în România. E același sistem. E același sistem de multe, dar la ce am făcut în dreptul, sala asta nouă aici, mai rar se vede în Italia. Ce ești făcut aici? Serios? De exemplu, eu am lucrat în Italia 10 ani la o fermă, sala de mult era din 86. Deci acum... Mult mai veche. Da, mult mai veche, ca sistem de munce, cum să nu sunt tot la fel. Dar deci suntem munce. Peste Italie, da? Da, ce-o făcut da, și aici suntem piste, da. 100 de puncte piste Italie, da, 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 unde da, am da, fost da. Noi. Ce-o făcut aici, domn director? Hai da. Da, să fim și noi mândri, da, domnul da. Tochiluș, felicitări! Deci, am făcut o stație de mult sau... dar și cu programul de ultimă generație, pentru că dacă eu l-am zis că de ultimă generație, astăzi deja cercetarea nu stă pe loc și mâine apare alt nou. Corect. Așa am gândit întotdeauna. E ca la computere, ca la sigur, tehnologie. Dacă am dat drumul la răcitor în afară, sala de mult nu pornește aici. Dacă iau răcitor, totul este automatizat. Este tot automatizat. Trebuie să pornești răcitor ca să pornească sala. A fost greu să învățați toate butoanele, tot ce face sistemul de mulgere? Nu, am experiență. Am fost învățați, am fost... Bine, dânsul are 2 ani, eu am 3 luni, 4 luni. Familia Cotos care lucrează, de câți ani lucrează? De 20 de ani. Da, 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 sunt mai durează de 20 de ani. Deci funcționează ca o companie mare, cu departamente foarte sigur, clare. Sigur, vreau sigur. Vreau să vorbim și despre bunăstarea animalelor, pentru că, până la urmă, asta aduce performanță și producție de lapte. Ce înseamnă pentru ele? Știu că toată lumea scrie despre ferma dumneavoastră, că aici ar fi o cazare de lux pentru văcuțe, că le răsfățați cumva cu toate condițiile. Să vorbim un pic despre ce înseamnă viața lor în această fermă. Păi să încep în 1990, gândiți-vă că vaca era legată cu lanțul de iesle. Se mișca în câțiva metri pătrați. Ceva care era este un animal legat, acum este un animal chinuit. Liber. În 2004 am făcut o restructurare și o reorganizare a tuturor adăposturilor. Le-am lăsat în stabulație liberă, le-am făcut cușete în care patul de odihnă era și acum este în ferma, în adăpostul vechi, pe paie. Un confort foarte bun, pe paie este unul și sănătos și bun, dar costurile sunt mai mari și atunci ne-am gândit, da, ca să putem crește productivitatea, să creștem eficiența, să reducem cheltuielile, am luat decizia în 2017 să facem un adăpost nou. 2017-2018 ne-am consultat cu firme, am chemat, ne-am instruit, am și văzut atât în țară să-i dai adăposturi, și a zis să luăm cea mai bună decizie atunci când să luăm totul de ultimă generație. Sigur că astăzi când vorbim ne aflăm în grajdul ăsta, care are 32 de metri deschidere, 14 metri înălțime și 200 de metri lungime. Un graj foarte bine aerisit. Un graj foarte bine aerisit și atunci noi ce ne dorim la vacă? 1. Să aibă lumină multă, să aibă aer mult și un pat de odihnă pe măsură. Am pretenț... A venit roboțelul. Da. Deci robotul este cel care este programat și la o anumită periodic trece prin atât ziua cât și noaptea, 24 din 24 lucrează și împinge furajele cât mai aproape de botul vacii, să spun așa, ca aia să nu consume energie întinzându-se ca să... Și atunci el știe ce are de făcut
în loc să venim cu alte utilaje, tot pentru a păstra liniște, să-i creăm un microclimat, așa cum spunea un mare fermier și consultant din Statele Unite, a venit pe la 70 de ani, nu știu dacă mai trece, mă. Și a zis, dom'le, vaca dacă s-a născut în pădure, lăsați-o ca în pădure. Și atunci noi aici ce am făcut? Lumină, aer, patul de odihnă, revin la el. Este, cred că, cel mai performant, e luat din Canada, saci de cocauciuc măcinat, plus un strat de latex de 4 cm, peste care vine confortul, pentru că animalul când se odihnește, corpul trebuie să, sau patul de odihnă să copie corpul. Și atunci vaca cât să odihnește, așa cum spunea doctorul Petcu, fabrică lapte. Produce lapte. Da. Și atunci, pentru fabricarea unui litru de lapte, prin inima ei trebuie să treacă 400 de litri de sânge. Și atunci, noi ce ne dorim? Să mănânce, să odihnească. Pentru că, pe lângă faptul că avem aer, lumină, pat de odihnă, aer condiționat, în condițiile în care temperatura se ridică, totul este automatizat în acest graz. Dacă se ridică temperatura la 26 de grade, porneți ventilatoarele. Dacă bate vântul sau scade temperatura, aerisirile și perdele se lasă pe lateral. În funcție de, totul este pe calculator, este programat și lucrează ca atare. Foarte important ca doamna mea vacă să simtă foarte bine, să nu fie stresată, tot ce înseamnă aleile de circulație sunt puse cu cauciuc. 2. Pentru că ele se simtă bine, vedeți că toate perile care sunt în adăpost sunt ocupate, fac pe rând, să zic, în ghilimele, masajul. Acolo da, ne simte și ori de cât simte nevoia. Da? Uitați-vă, acum sunt în pauză, să vedeți că la 11:30, când presiunea se adună mare în uger, se duc la aleea de circulație, se duc către sala de muncă singure. Nu vine nimeni să le mâne la spate. Sala de muncă este în pantă, cercetarea așa a spus și intră singure la muls, nu vine nimeni să țipe la ele. Sala de muls cu 50 de posturi a fost gândită și ea pentru bunăstarea animalelor. Aici, vacile beneficiază de un tratament umanizat. Tot procesul de muls are loc în liniște, animalele intră în sală, calcă pe un covor din cauciuc cu un profil special care le relaxează. E un fel de masaj la picioare pentru ca laptele să fie eliberat cu plăcere. Deci, uite ce spuneam de cauciucul care, da, care stă vacă cu picioarele, pentru că așa cum avem noi în palmă și în talpă, așa au și ele senzori. Și medicul de mea așa spunea, Chitiruș, producția de lapte stă în copită și în păsărică, dacă astea nu sunt sănătoase, te mută. Eu am multe expresii. Noi avem lângă de păsărică vacii, una multe femei din România, din planeta asta. Pentru că dacă nu este stredie, deci noi, calculatorul nostru, ne spune când trebuie să mutăm și le lăsăm să fete singure să chinuie și atunci când a ieșit placenta, doctorul 7 zile monitorizează temperatura. Și dacă nu sunt urme de sânge, asta de tot. Și noi mutăm al doilea ciclu. Adică noi la 110 zile deja iarăși acest an. Tot pentru bunăstarea animalelor, dar și pentru garanția unui lapte calitativ, fiecare post de muls are în subsolul sălii de muls un mic laborator, care identifică laptele cu probleme și îl redirecționează automat dacă ceva nu este în parametrii normali. Aici, dar nasa este de dedesubt aici. Pentru ca să n-aibă zgomot omul ca să fie liniștit. Dar tot ce înseamnă pompe, da? A, uzina e aici. Da? Și aici avem fiecare aparat, fiecare vacă are un post de muls. Aici, când vine ăsta de părește, tic, 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 asta înseamnă că ăsta e mic laborator. Da? Îi spune despre calitatea laptelui, grăsimii, tot. În situația în care apare o problemă, e roșu, da? Și laptele este dirijat în altă zonă. Pentru că nu putem să ca, odată noi facem 20 de tone de lapte pe zi, acum, la altă vreme asta suntem la 30 de tone, să plece cisterna de lapte, lapte cu antibiotice în el. Nu. Ce cantitate de lapte livrați zilnic? Deci astăzi dăm 20 de tone. Deci astăzi avem o medie de 34 de litri pe zi, pe vacă, mult să spun așa. Nu este o producție mare, este o producție în care noi, vaca produce la relativ și noi, e un prag economic pentru noi. Deci îi spuneam că este un mic laborator, laptele vine, pleacă pe conductă, laptele de la Vinacmaca și la fermele care dau laptele la huzur la noi,
laptele are contact cu aerul și cu lumea doar în paharul consumatorului. De aici, din țâța vacii pleacă pe conducte, iese la 36-37 de grade din ungerul vacii, merge într-un răcitor, da, care coboară temperatura pe la 10 grade, de acolo îl ducem în tancul de răcire, care la 10 grade coboară la 4 grade și acolo poate sta o zi, două săptămână. Avem două tancuri de răcire, de stocarea lor, unul de 30 și unul de 35.000 de litri. Cisterna când vine este cisternă cu frig, dezinfectată, verificată, de acolo pleacă la fabrica de lapte, care și la rândul lui, prin pompe, se duce într-un tac cu temperatură controlată de răcire. Și tot ce intre pe fluxul termologic, adică laptele de la noi până la procesare durează maxim 6 ore. Care este produsul favorit din toată gama Huzur pentru dumneavoastră? Deci eu, laptele care este laptele ca cel care îl știm din totdeauna când eram copii și chefirul care este pentru mine, îl beau cu multă plăcere, cu cereale sau cu semințe de migdale sau cu altceva. Vorbeam de producția de lapte. Sigur că noi ne-am gândit atunci când au venit firmele de genetică să creștem producția de lapte. Ca să crești producția de lapte, sunt mai mulți factori care concur la treaba asta. Unu, sigur, este foarte important genetica. Doi, confort, masă, casă, cum spunem noi, suntem învățați. Rasă, masă, casă, da? Dar am ajuns la o producție de 38, chiar 39 de litri. Am văzut care sunt costurile și care este impactul asupra unui animal. Aveți o vacă vedetă care a dat cea mai mare producție? Sigur că avem o vacă vedetă și nu numai. În fiecare zi este câte o vedetă sau în fiecare săptămână, pentru că noi dacă mergem în calculator și dăm un click, ne spune vaca cu producția cea mai mare anul trecut. Sigur, am avut din statistică și a fost, mi se pare, la nivel de țară, la nivel de asociația Holstein Row, fiecare fermier. Noi am avut una de vreo 80 de litri. 85 de litri. Da. Și atunci, noi, în ultimii 3 ani de zile, am zis, nu mai vrem producție, pentru că, având producție mare, durata de viață este mai scurtă. Și atunci, ce ne vrem noi? Vrem un animal mai sănătos, să stea bine pe picioare, mai mic, să producă mai mult. Și o constanță în producție. Și calitatea laptei e foarte importantă. Din analiza care am făcut-o noi, procesatorii ce doreau? Să aibă proteină și grăsime. Și atunci ne-am schimbat gândirea, programul genetic este făcut altfel și ne dorim, și deja rezultatele au apărut. Și avem laptele cu 4,2 grăsime, 3,5, chiar 3,6 proteine, și aici bonusarea care ne-o fac procesatorii, câștigăm mult mai mult și vaca este, lucrează la relanti, să spun așa. Dar foarte important că eu pot să cresc cel puțin durata de viață cu un vițel sau un vițel jumătate. Gândiți-vă că... Câte lactații rămân în fermă? Deci noi avem acum 3,2 lactații, dar vrem să ne ducem chiar la 4,5. Și atunci suntem mulțumiți, pentru că o vacă la noi produce lapte la 24 de luni. Ei, 24 de luni, tu nu mai investești în ea. Și am făcut costurile. Ce înseamnă cheltuiala pe 24 de luni și ce înseamnă cheltuiala cu 3 luni de repaus când între fătări. Acum, dacă tot vorbiți despre calitatea laptelui și o proteină consistentă în lapte și toți parametrii ăștia, totul pleacă de la furaj. Care este rețeta de furajare? Cu ce le hrăniți? Deci calitatea laptelui, sigur că dă, 1, genetica, 2, rația forajeră. Deci noi lucrăm cu o firmă din Europa pe genetică. Am ajuns la concluzia că rezultatele sunt bune și foarte bune și ne atingem targetul. La nutriție, la fel. Eu cred, nutriționist? Avem nutriționist. Lucrăm cam de 10 ani cu el. Eu nu mă schimb de la unul la altul foarte repede. Sunt consecvent, da. Și eliminăm cauzele care nu funcționează. Nu funcționează. Da? Și zic eu că lucrăm cu un nutriționist de unul dintre cei mai buni din România, dacă nu cel mai bun din România, a demonstrat în ferma noastră. Și atunci, dacă lucrurile funcționează, de ce să nu... Dați-ne rețeta de forajare la vacile... Eu nu pot să vă spun rețeta de forajare, pentru că în cadrul fermei avem, cred că, cel puțin 8 rații forajere, în funcție de vârstă, în funcție de categorie și starea ei fiziologică.
vacă cu lapte, gestantă, înainte de fătare și așa mai departe. Iar componentele dintr-o rață, rație furajele, sunt foarte multe. Furajele de bază, silozul de porumb, semifânul de lucernă, fânul de lucernă, șod de rapiță, șod de soia și premixurile. Bun, toate astea asigurate din producția proprie, mai puțin premixurile, probabil. Deci premixurile și șoturile sunt cumpărate. Restul din producția noastră vegetală. Da, știu că ați renunțat la procesatori, că sunteți într-o cooperativă și că împreună cu ceilalți fermieri ați reușit să ridicați o fabrică și veți avea brandul dumneavoastră. Deja l-aveți, pentru că a ieșit pe piață brandul Huzur, lactatele Huzur. O parte din laptele care ajunge pe piață sub acest brand vine de aici, din ferma dumneavoastră. Când ați luat decizia asta de a vă lua adio de la marii procesatori de care depindeați? La întâlnirile care le făceam între fermieri în asociațiile noastre, totdeauna veneam cu o revistă sau din alte surse de informații și vedeam cu multinaționale la sfârșit de an 21 de milioane profit, 21 pe cu laptele și cu munca noastră. Sigur, e frustrant, nu? Frustrant. Și atunci, în 2017, cei 5 care suntem în cooperativă, am luat decizia să facem o fabrică, da, de lapte, undeva la mijlocul distanței dintre noi. Eu de la Galați, ceilalți sunt de la Bacău. Fabrica e la Sascut. Fabrica este la Sascut. Și atunci, încet, am început să creionăm și am pus-o în funcțiune anul trecut. Sigur că, astăzi când vorbim, nu pot să spun că tot laptele care îl producem noi îl procesăm, pentru că intrarea în piață nu este atât de ușoară, dar prin calitate începem să ne impunem, pentru că noi laptele pe care îl producem noi vine de la animale sănătoase, cu furajare cât mai sănătoasă, da? Și atunci... Aveți semnale din piață de la consumatori ce spun despre brandul Huzur? Deci astăzi când vorbim, nu putem noi să procesăm câte cereri sunt, pentru că intrăm step by step așa. Deja la ora asta avem toată Moldova cu distribuția noastră, intrăm pe Constanța. Produsele o să mai apărăm din aproape în aproape, o să apărăm și cu alte produse. Acum avem vreo 9 produse în piață, dar cei care le-au luat și l-au gustat ne solicită și ne treabă unde le găsește. Dar laptele nostru are o procesare blândă. Noi producem un lapte sănătos pentru un segment al populației care vrea să fie sănătoasă, pentru că eu am fost invitat la Camera Deputaților și m-am dus cu niște etichete în care le-am prezentat celor care diruiesc România că și generația care urmează după noi nu suntem siguri dacă va fi sănătoasă, pentru că din punctul meu de vedere, dintr-un borcan de iaurt, acolo scria doar 17% lapte. Nu. Produsele noastre sunt doar din lapte, procesate mai blând, sănătoase. La ce ar trebui să ne uităm când luăm un produs pe etichetă? Ce ar trebui să scrie? Ajutați-ne să facem diferența între un produs de calitate și un produs mai îndoielnic. Atunci când luăm un produs de Huzur, da, de la brandul nostru, scrie doar produs din lapte natural. Nu mai avem niciun fel de adaosuri. Și dacă pe etichetă nu mai sunt, înseamnă că e ceea ce spunem noi. Sigur că și noi, cred că concurența ne verifică dacă suntem sau nu sinceri cu noi. Și atunci, dacă cei care au cumpărat ne caută și gustul este altul, deci de la gust, da? Putem spune că este altul. Segmentul de populație care cumpără, da? Sigur cumpără, atât timp cât cumpără produsul nostru, cumpără și sănătate. Atât mâine sănătos, da? Ești și sănătos. Nu vorbesc nimic de restul, dar trebuie, așa cum am mai spus eu de multe ori, ca în supermarketuri, noi suntem în rețeaua de magazine mai mici, dar o să intrăm, cred că, în 2 luni de zile și în rețelele mari. Și atunci să avem un segment, așa cum are carnea de porc românească, produsă în România, crescută în România, așa să avem și noi. Că sunt colegi de-ai noștri care fac produse înaintea noastră, doar din lapte. Și atunci, băi, cei care facem produse doar din lapte, să avem acolo un segment. Și eu mă duc să iau. Mă duc la Arab, știu că iau din lapte. Că ia de la mine, că ia de la lăptăria cu caibac sau de la Bisa Năsăud, dar știe că ia doar din lapte. Restul, vedem ce luăm. Ce le spune celor care au cooperative, sunt crescători de vaci de lapte, dar încă n-au ajuns să-și facă fabrica lor? Deci este foarte important ca să se unească în grupuri,
să facă cooperative funcție de potențialul din zonă și să proceseze. Pentru că, unu, ne dorim ca produsele să fie din România, oamenii din România să lucreze, am creat niște locuri de muncă pentru oamenii noștri. Iar laptele de unde pleacă, în spatele fiecărui litru de lapte stă o fermă. Stau medici veterinari, stau ingineri, stau mecanici, stau îngrijitori. Iar la lapte dincolo la fel. De la director de fabrică până la livrare sunt oameni, sunt români. Așa că eu îndemn să consume produse românești, nu doar din laptele nostru. Tot ce e românesc înseamnă... Dar ce a presupus pentru dumneavoastră, ca membri ai acestei cooperative, deschiderea acestei fabrici? Ce investiții au presupus? În cât timp i-ați dat drumul? Deci vreau să vă spun că atunci când am luat decizia, am zis, domnule, unu, să ne valorificăm potențialul nostru care îl avem în ferme, doi, timpul de întoarcere să fie mai rapid și dacă atunci când tragem linia, acum să spun că luăm 1,75 pe litru de lapte, prelucrând de la acolo, să ne ducem la 2,1-2,2, adică să fie adausul de acolo să întoarcă, pentru că plus valoarea se face din ce avem acolo. Nu l-am dat materie primă și plus valoarea o iau alții. Investiția este de peste 6 milioane de euro, 1,7 milioane din fonduri AFIR, restul este contribuția proprie. Știu că fabrica asta este o prioritate la momentul acesta, dar mai aveți și alte obiective în perioada următoare? Sigur că investiția nu se oprește doar aici. Încăutăm să ne extindem, să perfecționăm, să îmbunătățim. Următorul pas este să facem avatorul. Eu, dacă aveți timp, o să vedeți că am niște exemplare deosebite de o rasă de carne Wagyu. Wagyu, da? Sunt superbe. Trei vorbe despre această rasă, că n-am mai auzit Wagyu, sigur știm că și Charolais și Angus și așa mai departe. Da, Wagyu este o rasă de prin Japonia, să zic așa, în care... De unde ați adus-o? Deci, prin cel care ne asigură genetica în fermă, am adus material seminal și acum suntem în F2, chiar F3 cu Wagyu. Carnea este persilată. Este... poate cea mai nobilă față de celelalte rase de carne. Adică sigur, este peste Angus? Peste Angus, da? Dar e o tehnologie atunci când ești spre partea de finisare. Necesită furaje speciale? O furajare specială ca și la celelalte rase, dar asta e mai, să zic eu, mai pretențioasă. Și spor de producție, de creștere la viței? Care este? Sigur, sporul de producție diferă de la... vârstă până la când ajunge la maturitate, poate să atingă și un kil 200, că nu-i ca Angus sau Charolais. E puțin mai suplă, mai alt, dar fibra... Un kilogram 200 pe lună? Nu, pe zi, poate. Pe zi? Pe zi. Dar aici nu pot să spun acum, pentru că nu avem multe exemplare, nu am tras o concluzie. Câte aveți? Deci acum avem doi tăurași super, super frumoși și avem vițelele care sunt și gestante, da? Am spus, avem F1, F2. Și sigur că... Și în total câte... Acum avem vreo 30 de capete. 30 de capete. Dar noi am avut în fermă în jur de 200 de angus. Și pentru că n-am avut loc, le-am vândut la un fermier din sudul țării și am rămas doar cu... pentru că le sunt dominante angusul. Dar acum asta o să fie în gras separat, că avem spațiu și lucrurile se vor schimba. Veți face abator. Ce urmează? Abatorizați și vindeți carne fresh, ambalată? Deci, iar răspund de plus valoare. Deci, mergeți din fermă până la friptura? Nu asta toată lumea spune, domnule. De la fermă la... Furculiță. Furculiță, să zic așa, da. Pe masa consumatorului. Asta ne dorim, pentru că plus valoarea nu se vinzi animalul. Deci veți închide lanțul, da? Păi eu vă spun, am un frate care are și el animale și a zis, eu astăzi când vorbim, astăzi pe timp de vară, eu iau 1200 de lei pe oaie. Face pastramă, este autorizat și trimite în Italia. Câte oaie acum? Ai pe dimini. Dar sigur că el și-a făcut o rasă mixtă, am încrucișat cu berbeci de carne, da? Și face. Și atunci a plus valoarea de unde vine. O dai în viu, ai luat 6,50 sau 5,50. Da. Ei, când vin pe piese, pe mușchiuleți, pe alta, știm foarte bine. Plus valoarea de acolo vine. Valoarea de adăugată, așa și aici. Și la lapte la fel. Da? Laptele l-am dat cu 1,65, 1,70. Dar acolo, pe subprodusele care le facem noi, poate să crească valoarea. Mai ales dacă dăm și lapte sau cum ne-am programat. Pentru că toți din cooperativă folosim același nutriționist, aceeași genetică. Și... același confort, să spun așa. Iar furajele care sunt furajele de vânt sunt produse de noi. Aici nu sunt poluate pentru că suntem la distanță de șosele, de autostrăzi și așa mai departe. Și atunci, văcuța noastră, cred că va da un lapte
de, nu de calitate, de foarte bună calitate și îndemn pe cei care găsesc produsele Huzur să le consume cu siguranță. Aș vrea să vă uitați spre cameră și să le spuneți celor care ne privesc cum se vede România de aici, de la Matca. Pentru mine România, și când am debutat în agricultură și acum, se vede ca un răsărit de soare, ca o speranță întotdeauna. Dar trebuie să fii consecvent. Răsăritul de soare să-l vezi în fiecare zi și să ai o țintă unde trebuie să ajungi. Prin eforturi deosebite, cu oameni deosebiți, cu echipe deosebite, da, în care poți să faci performanță. Fără performanță nu mai putem să discutăm, iar performanța vine prin oameni bine pregătiți, prin tehnologie de ultimă generație și valorificare superioară a tuturor produselor pe care le facem noi în sectoarele pe care le avem. Ce vă dă speranța asta? Ce vă dă energia și motivația să mergeți înainte? De unde vă luați resursele, domnul Tăchiloș? Din realizările pe care le fac, din mulțumirea oamenilor care, cu care lucrez cu ei. Pentru că atât timp cât oamenii sunt mulțumiți și eu sunt foarte mulțumit. Atunci când treci pe lângă un om, pentru un subaltern sau cu cei care lucrezi, te privești și noi și discuți cu totul altceva în afară de neajunsul, înseamnă că lucrurile funcționează. Asta e cea mai mare satisfacția mea, ca oamenii să fie mulțumiți. Un scurt mesaj către tinerii care își caută un drum în viață. Cum îi motivați să rămână în agricultură? Spuneți-le dacă merită să investească în acest domeniu și cum să-și facă viața mai ușoară și mai frumoasă. Deci tinerii bine pregătiți sau cei care vor să lucreze în agricultură, odată să gândească de la început să-și adune pământul, să-și adune animale, să lucreze într-o formă organizată ca să aibă acces la finanțare. Având finanțare, poți să accesezi fonduri europene, să ai tehnică și tehnologie de ultimă generație. De unul singur, nici vorbă de să te apuci de un business în agricultură de unul singur. Dacă nu ai, eu știu, în spate un istoric de la familie sau, eu știu, de altceva. Dar pe cont propriu de un singur nu. Și atunci numai asociați cu știința și cu bunăvoința și tinerețea poate să fac ceva. Dați-mi voie să vă felicit pentru ceea ce faceți. Mulțumesc. Mulțumim că ne-ați primit și Doamne ajută. Poate să aveți recolte bogate. Să dea Dumnezeu, vă invităm și la recoltă. Mulțumim. Traseul România văzută din tractor continuă. Rămâneți pe canalul Jurnal Agricol de Călătorie, unde aveți conținut gratuit la orice oră. Dacă vreți, biletul de intrare va fi doar clicul dumneavoastră pe butonul Abonează-te. Ne vedem data viitoare. Pe curând! Cu bine!